Liceul teoretic Decebal din Constanța a fost inclus într-un proiect național alături de alte 8 instituții de învățământ care au primit câte un seismometru pentru monitorizarea activității telurice. Elevii constanțeni vor putea astfel cunoaște mai bine ce presupune monitorizarea seismică, iar datele înregistrate vor fi utilizate de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Deci, iată cum elevii vor fi introduși în această lume a cercetării, pentru că un astfel de instrument este dedicat cercetării și utilizat doar de cercetători. Ei acum vor putea înregistra date seismice, vor putea înregistra cutremure care se produc atât în zona Dobrogei, cât și teleseisme, cele produse la mai mare depărtare, și vor putea opera cu aceste date, făcând schimb între liceul Decebal și celelalte 8 licee de pe întreg teritoriul României care sunt implicate în acest proiect și care vor avea și ele un astfel de instrument de cercetare. Profesorii constanțeni vor fi instruiți pentru a putea lucra cu seismometrul și susține astfel orele de clasă. Un grup de specialiști format din cadre didactice de la alte universități din țară, precum și experți din București, va rămâne la Constanța în următoarea perioadă. Inspectorul general Radu Popescu îi încurajează pe elevi să devină specialiști în domeniul seismologiei. Suntem încrezători că aceste date ce vor fi furnizate de acest seismometru vor fi utilizate și folosite de către cadre didactice în eventuale proiecte comune cu Institutul de Fizică a Pământului, cu alte universități partenere din România. Și cred că un număr cât mai mare de elevi dornici de a descoperi mijloacele, cu ajutorul mijloacelor tehnice, noi abordări vor fi aproape, probabil în viitorul, în studiile superioare și dorindu-și să devină specialiști ai acestui domeniu. Proiectul este implementat la nivelul a 8 unități școlare din țară. Datele obținute vor fi utilizate în scopul dezvoltării metodologiilor de management integrat al riscului.